Ultimele date centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara arată că, la această oră, 195 de copii care urmează cursuri școlare preuniversitare sunt infectați cu COVID-19. Conform acelorași date, mai sunt infectați și 88 de profesori sau personal nedidactic care lucrează în unitățile de învățământ din județ. Aceleași date mai arată că există 184 de unități de învățământ în care predarea se face exclusiv față în față, iar în alte 55 de școli există cel puțin o clasă care activează în sistem online. De asemenea, sunt și 4 școli în care predarea se face exclusiv online, în 2 la cererea conducerilor unităților și în tot atâtea ca urmare a unor decizii ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara verifică modul în care sunt respectate în unitățile de învățământ normele de siguranță sanitară. Noi, din punctul acesta de vedere, Inspectoratul Școlar, așa cum mai spuneam și cu altă ocazie, suntem organizați în sensul că fiecare unitate școlară este arondată sau fiecare inspector are în arondare un număr de unități de învățământ pe care le coordonează sistematic. Noi mergem sistematic în școli, avem întâlniri periodice, săptămânale sau bisăptămânale la nivel de inspectorat în care analizăm situația care se întâmplă în școli. Sunt colegii directori care aplică cu strictețe regulile prevăzute de acest ordin comun, avem și mici excepții, însă acolo unde sunt asemenea situații le corectăm. La nivel de județ, numărul copiilor cărora li se predă față în față este de 47.558, iar al celor care învață online, indiferent de cauze, este de doar 4.292.